Salutare lumea, eu sunt Emil și bine v-am găsit la un nou episod de ceva mai mic. Nu știu de ce am zis mic, dar de ce nu mai postez eu pe acest canal? Deci, cum să zic eu, mai pe scurt, am un lag și în afară multe reclame și nu pot să stau pe ele. E cauza de la net? Nu știu dacă e cauza de la net, dar o să facem. Să facem ceva în acest episod, un episod de mai mult. Hosei. Primesc o nouă aplicație, deci se numește Rec. Este o aplicație foarte veche. Primul meu episod pe acest canal filmat cu această aplicație. Nu știu dacă îmi ferme foarte bine cum se vede. Și sunt foarte bolnav cu Dota Survival. Am dat la o pisură, amigă, și nu mă credeți. Nu știu de așa, și la vidă, cred că e acolo. Ok, uitați-o. Și nu știu ce o să fac în acest episod. Avem 3 SNL mari, 5 volt, golden apple. Deci avem un fel de bumps. Și multe mai cele, cum se vede de aici. O să facem uite asta. Facem uite asta. Facem asta și după aceea spargem dobla cu. Hai să omorâm această vacă. Asta. Nu pot să respir pe la și respir pe gură, dar abia vorbesc pe această filmare. Hai să omorâm această vacă minunată. Când am o vârte, mereu face asta pe fiecare. Ok, deci avem aici mâncarea. Ok, de 3 minute. Dar vă zic și eu de acum, vă rog apăsați și voi butonul de like pentru mine. Să strângeți și noi 5 like-uri, vă rog frumos, din suflet. S-a pus așa pe butonul de like, nu m-am postat de mult, nu știu de ce, v-am zis, acum 7 minute, 8, spargem acest bambus, că o să ne trebuiască la altceva și hai să luăm și asta. Ok. Au, au, bă, ceva acolo. Voi vedeți? Păi, lavă. Wow, o să mâncă un gol de nefunul, că avem nevoie de el.
deci să se conde de acolo. Deci avem și lacul să vede. Foarte. Lacul este ceasul este 7:12, mai până plec eu la școală. Foarte mult până plec eu până la școală. Văd niște zombi care mă sătuie la cap. Sunt doi pe mine. Au speed. Au. Nu, dar dacă care fitness. Toate alea care le-am avut a murit. Deci aici o să închidem acest episod minunat. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Vă rog frumos. Și o să ne vedem pe data viitoare, dragilor. Pa, pa!